Bun găsit, oameni frumoși! Bine v-am găsit cu dragoste, cu multă dragoste, pentru că aici la EMI-TV dragostea plutește în aer, cu siguranță și acolo, în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră. Astăzi sărbătorim Sfântul Valentin, așa că la mulți ani Valentinilor, Valentinelor. În această seară avem și noi îndrăgostiții noștri, Valentinii, Valentinele, nu știu dacă poartă vreunul nume de Valentin sau Valentina, dar avem o sărbătorită care vrem să-i spunem la mulți ani și, bineînțeles, ne bucurăm că este în această seară cu noi, Camelia Amza. Bună seara și la mulți ani, cu întârziere, îți spunem. Știu că a fost acum câteva zile ziua ta de naștere și n-am vrut să scăpăm acest lucru pentru că ne ești dragă și avem o colaborare foarte frumoasă. Așa este și vă mulțumesc. Bună seara tuturor! Mulțumesc tare, tare mult și mă bucur că pot fi alături de dumneavoastră și să sărbătoresc alături de dumneavoastră, dar și de oameni atât de frumoși la chip și la suflet. Ce suntem în seara asta? Ce zici? A? Îți place? Da, sunt toți foarte emoționată. Da, mulțumesc tare mult tuturor! Și ce cadou așa special ai primit de ziua ta? Cadourile, eu zic că nu sunt cel puțin materiale nu sunt atât de importante. Am fost la munte. Eu știu că ai primit două piese noi nouțe și telespectatorii noștri piesele, le vor asculta în prima audiție la EMI-TV în această și seară. În această seară am două piese pe care o să le cânt pentru prima dată la dumneavoastră și sunt foarte fericită. Datorită acestui lucru. Un sincer și călduros la mulți ani îți urează familia Parnica. Doamna, mulțumesc. Doamna sufletului nostru, da. Doamna Mioara le și cu maestru Marcel Parnica, te felicită. Da, din păcate n-au putut să fie alături de noi. Le pare rău că noi, nu sunt cu noi în seara dar asta. Le mulțumesc tare mult, îi îmbrățișez și îi iubesc și le doresc multă, 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 multă sănătate. Să știi că au făcut un filmuleț special, numai că noi nu putem să-l dăm, că suntem, avem de mai vorbit. Mai bine într-un fel că da? Aș fi plâns cu siguranță. Da. Alina Bane e cu noi în seara asta, prietena mea dragă, care are voce atât de frumoasă și ne cântă în seara asta cântecul ăla care îmi place mie. Bună seara și bine v-am care găsit. Am zis că e de furat. Bună seara și bine ai revenit, Alina. Eu îl împrumut cu drag. Bine da, te-am găsit, draga mea. Împrumutăm. Mă bucur din nou să pot să ajung la emisiunea ta. Sunt fericită că astăzi este chiar o zi importantă. Este 14 februarie, ziua îndrăgostiților. Eu zic cu Valentin așa, că la noi, da, să, noi suntem români, engleză, da? Și până lasă, la urmă lasă că asta este o sărbătoare împrumutată. Dar este o sărbătoare împrumutată pe care o sărbătorim și noi cu drag și ne face plăcere să fim în seara asta alături de tine și de colegi minunați. Și de telespectatori, pentru că este o ocazie frumoasă. Până la orele 23 vor sta cu noi, așa că rămâneți pe EMI-TV, dragi telespectatori. Rămâneți cu noi, dragii noștri. Se bucură, dragii noștri invitații în această seară. Am auzit un zumzet. Wow, ce bine, ce bine! Și am aici un cuplu frumos, un cuplu așa chiar de îndrăgostiți, Adina Angel și Sorin Bănulescu. Ei tocmai ce au fost în seara trecută la noi și au lansat un album frumos care poartă numele de Așa arată dragostea și uitați câte dragoste în seara asta aici. Și în seara asta au venit din nou să mai cânte și alte piese de pe album. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara și telespectatorilor care ne urmăresc de acasă! Da, într-adevăr, Așa arată dragostea. O sărbătorim și astăzi și... De altfel, aș vrea să sărbătorim în fiecare zi anului, pentru că așa este frumos și așa le transmit și celor care ne urmăresc în această seară minunată. Ce te gândeai, Sorine? Vrei să te întreb acum, în primul rând, bine ai revenit? Bine. Ți-ai revenit? Bine te-am găsit, bine te-am regăsit, Betty. Ce vreau să spun? La mulți ani tuturor valentinilor să se iubească mult. Și în seara asta bărbații să scoată doamnele la restaurant. Da, după ce se uită la emisiunea după, noastră. Până la 11 nu plecați acasă, da? Da. Ia spune, când ai furat un pupic, o sărutare soției tale, așa, hai că te-am prins la mijloc și trebuie să-ți amintești. Dacă nu știi acum, îmi spui până primul la finalul. Primul sau primul cele de astăzi? Sărut, mă, nu astăzi, primul sărut soției tale. Că de ea ești îndrăgostit și vei fi toată acum, viața. 7 ani. Acum 7 ani, deci acum 7 ani a fost dragoste la prima vedere? Sigur. Ai pus ochii pe ea și gata, a zis ea și mea. Eu am pus ochii pe ea și să ia s-a îndrăgostit. Așa e Adina, aia spune. Da, confirm, într-adevăr, să știi că sunt 8 ani, nu sunt 7 ani. Lasă că bărbații, na. Noi doamnele, stăm mai bine la capitolul numărătoare, știți? Da, noi avem hardul mai bun. Da. Vă doresc să vă fie anii...
cât mai mult și cât mai fericiți. Doamne ajută! Asemenea și celor care ne urmăresc. Cătălina Munteanu, ca o floare îmbrăcată în seara asta, și-a lăsat buclișoare, așa? Bună și seara. A venit și cu Valentinul tău, și cu soțul? Valentinul meu, da. Bună ne seara urmărește. Și bună seara și mulțumesc tare mult Cameliei pentru invitație. Îi doresc să fie sănătoasă, să parcurgă ușor așa în lumea muzicii, să îi se îndeplinească toate dorințele. Voi sunteți prietene, da? Colege, sunteți din acea zonă, de acolo, de la Filiaș, da? Da, da. Nici. Da. Da, da. Cu toate că eu locuiesc în Craiova, dar tot Filiașancă. Microfonul în fața ta. Tot Filiașancă rămân, nu pot să mă dezic de... Dar de ce se zice Filișan și nu Filiaș? Sau se zicea odată? Oare? Cred că s-a schimbat, din ce știu eu, s-a schimbat numele după niște ani. Deci dar... se zicea Filișani înainte. Da. Nu mă băgați acolo, că eu sunt tot gorjancă. Știu mă că tu ești de jumate de-a noastră, uitai, ce să fac acum, asta este, mă ierți. Da. Mă bucur că suntem împreună în această seară și sărbătorim dragostea. Noi românii suntem bucuroși când auzim de dragoste, de petrecere, nu de voie nicio bună. Ocazie. Suntem liberi. Doar de iubiți suntem buni. Ce dacă aia întreține frumusețea și tinerețea, nu? Doamna Ioana Porumbescu, bine ați revenit alături de noi și n-ați venit singurică, ați venit cu domnul Andrei Turculeanu. Pentru prima dată dânsul la noi, dumneavoastră ați mai fost și ne bucurăm. Da. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc lui Cami pentru invitație. Eu vă mulțumesc. Am venit cale lungă de la București, dar am venit special. Și mulțumim că ați venit, uite, și pentru noi, dar în primul rând pentru Cameli Amza, care vă e prietenă și colegă. Și aș vrea să zic băiatul meu, că îl cheamă Valentin, la mulți ani, să fii sănătos și mami te iubește. Bine ați venit pentru prima dată la noi, am aflat că sunteți doljan, că nu veniți așa, bine că și doamna e așa prin alianță, cred că gorjan, că știu eu care e soțul de aici, de la Cărbunești. Da, eu sunt doljan, locuiesc în București, cu greu am ajuns, după multe încercări. Așa e, mesajele mele cred că v-au exasperat, să zicem. Noroc cu prietena noastră, Cami, care... Da. Dacă nu era ea, cred că nici azi... a făcut și o farsă mică. De să ții inima. Ce ai zis, da, că nu ajunge? Vai, ce m-a speriat. Da, i-am zis că nu ajung, am avut o mică problemă și... Da. Dar s-a remediat și sunteți aici și ne bucurăm. Și mulțumesc tare, mă, tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație și la mulți ani. Mulțumesc, să fii sănătoasă și eu am și un mic cadou pentru tine. Oh, dar nu trebuie. Pentru doamna Elisabeta. A, nu, că nu e ziua mea, doar nu pentru Nu este, Cami. Dar pentru că am venit prima dată la dumneavoastră, dacă îmi dați voie. Ca de casă nouă, așa, casă pentru nouă, Emi TV. Dacă îmi dați voie să... Să ies puțin din cadru. Mulțumim mult, Andrei, nu trebuia să te deranjezi. Mă bucur să am oameni atât de frumoși la suflet, în primul rând, alături de mine și care au făcut cale lungă, atât Andrei cât și doamna Ioana Porumbescu, și le mulțumesc tare, tare, tare mult. Că știu că nu e ușor, știu și eu când merg la filmări la București cât de greu mi-e. Noi știm cel mai bine, noi ăștia mai tineri, așa, că am bătut cale până la București, oho, ani de zile, mai bătem și acum, dar mai răruți. Și acest buchet minunat de flori este din partea prietenului nostru, Mihai. Oh, îi mulțumesc, te pup, Mihai, mulțumesc. Transmite la mulți ani. Îi mulțumesc tare. Și pentru dumneavoastră. Mulțumesc în suflet pentru floricele foarte frumoase, mulțumim. Mulțumesc, din tot sufletul vă mulțumesc. Mulțumesc și tare, invit aici tare alături de mine doi tineri frumoși, pe Alin Milica și pe Alicia Corici. Nu, stai puțin că n-am zis Alicia. Gabriela Corici. Bine ați venit, frumoșilor. Bună seara și bine v-am regăsit alături de noi. Mulțumim pentru invitație. În primul rând, la mulți ani colegii noastre, Camelia. Și, bineînțeles, la mulți ani tuturor îndrăgostiților, pentru că în această seară asta sărbătorim. Și mă bucur că sunteți și voi aici. Voi sunteți la început de drum, îndrăgostiți, zic eu așa, știi? Da, bună și seara. De cântec și de viață și de MTV și de oameni frumoși. Și de Doamne ajută. Și de Doamne ajută. Bună seara, dragilor. Bună seara, Betty. Știi că ți-am spus că eu vin cu mare drag. Vin eu mai greu, chiar dacă sunt de aici gorjan. Te urmești mai greu, dar când te urmești, da, nu te mai ține nimeni, da? Când e vorba de dragoste, eu nu pot să lipsesc, pentru că eu din asta mi-am făcut și cântecele. Toată lumea știe că eu sunt băiatul care cântă numai de dragoste. Și ce dacă că îți merge bine, zic așa, eu. Așa cred și eu, așa se pare. Vreau să le spun și eu la mulți ani tuturor celor care astăzi își serbează ziua, colegii noastre. Bineînțeles. Și ce să zic, să ne petrecem. Deci nu plecați, așa cum a spus și Sorin, nu plecați până în 11, pentru că e mare distracție în seara asta la EMI TV. Și dăm start? Dăm start! Da, muzică! Hai să o sărăsăm! Găsi la lumea toată, la lai, lai, la zi mare.
și însemnată la lai lai la. M-am găsit aici cu bine la lai lai la. Petrecând la mese bine la lai lai la. Sănătate și noroc, haideți oameni dragi la joc. Jucați oameni buni, jucați inima, vă bucurați. Sănătate și noroc, haideți oameni dragi la joc. Jucați oameni buni, jucați inima, vă bucurați. Socră, ascultă la mine, taci din gură că nu-i bine. Tu să-ți vezi de treaba ta, că o să ne râdă lumea. Sunt oltean afurisit, nu vreau să fiu cicălit. Eu stau în casă la tine, dar nu faci ce vrei cu mine. Că de când m-am însurat, mă tot povestești prin sat. Stai la poartă și bârfești, tare rea soacră mai ești. Mea. Nici nu știu cum să mai spui, dă-i oltean al dracului. Ginere, măi, ginere, bagă-ți în cap mințile. Dacă nu te potolești, cu mine ai să o pățești. Dacă te mai
ții la mine, pleci la Craiova la tine, cu mine să nu te pui, și eu sunt a dracului. Am stat și m-am tot gândit, cu soacra nu-i de glumit, o să-mi văd de treaba mea, să nu-mi bat capul cu ea. Ascultă, aci copile, tu nu-ți bați capul cu mine, fii băiat bun și de treabă, în casă toate să meargă. Hai să nu ne mai certăm, viața să ne bucurăm, să trăim în armonie, la necaz și bucurie. Hai să nu ne mai certăm, viața să ne bucurăm, să trăim în armonie, la necaz și bucurie. Pauarnei ca pe ea și în jur face prăpă, după ochi n-ara vui văd. Mititică-i mândra mea, pauarnei ca pe ea și în jur face prăpă, după ochi n-ara vui văd. Mititică și drăcoasă, dar mumăsa nu mi-o lasă pe la poartă niciun pic, să nu-i o învăț la iubi. Mititică și drăcoasă, dar mumăsa nu mi-o lasă pe la poartă niciun pic, să nu-i o învăț la iubi. Ce-ar zice mumăsa, niciun rău nu i-aș făcea, numai s-o-mi văz ce nu știe, că vreau minte să mă ție. Orice-ar zice mumăsa, niciun rău nu i-aș făcea, numai s-o-mi văz ce nu știe, că vreau minte să mă ție. Mititică și drăcoasă, dar mumăsa nu mi-o lasă pe la poartă niciun pic, să nu-i o învăț la iubi. Mititică și drăcoasă, dar mumăsa nu mi-o lasă pe la poartă niciun pic, să nu-i o învăț la iubi. Are uitătură coaptă, afurisită de fată, așa cum îmi place mie, olteancă de la câmpie. Are uitătură coaptă, afurisită de fată, așa cum îmi place mie, olteancă de la câmpie. Mititică și drăcoasă, dar mumăsa nu mi-o lasă pe la poartă niciun pic, să nu-i o învăț la iubi. Mititică și drăcoasă, dar mumăsa nu mi-o lasă pe la poartă niciun pic, să nu-i o învăț la iubi. Că și el îmi place mie, în cămașa soroclie, de-o poartă pe sub din mie, și-are flori la pânărie. O dragoste afurisită, ne-a legat și nu se uită, trece fălos cu căruța, de scoală toată ulița, că-mi împărătă toți minii și ne afla de vecinii.
folos cu căruța, de scoală toată ulița, de mi-ntere pe toți unii și ne află răbucinii. Bate cu obiciun portiță, când e dor de guriță, și că la ori fluierând îmi simt inima bătând. De zoră ies înainte, îl portă suflet și minte, inima-i cât un purice și de mine e ferice. Că la ori chiar șoptește, când pune inel pedește, inima-i cât un purice și de mine e ferice, că la urechi își vorbește, că-mi pune inel pe pește. Dor nu mai pot sărac, din o țără la gard. Vreau să aud din gura ta, dacă mă iubești urma. Ionicuță, nu-ți-o-i spune, să stai la gard mult și bine. Lasă să te prinde gelul, până nu mi-ai dai inelul. Ionicuță, nu-ți-o-i spune, să stai la gard mult și bine. Lasă să te prinde gelul, până nu mi-ai. Mama șoptea că așa arată dragostea, dar noi atunci nu înțelegeam, din brațele mamei fugea. Iar timpul s-a jucat cu noi și nu se-ntoarce înapoi. Abia acum am învățat ce-i dragoste cu adevărat. Iar timpul s-a jucat cu noi și nu se-ntoarce înapoi. Abia acum am învățat ce-i dragoste cu adevărat. Părinte, nu-i ușor, dacă vezi mândru puișor. Cu mâna lui ce strâns te ține, crește inima în tine. E suflet din sufletul tău, ce-i să-l ferești mereu de rău. O să-i dai zile, dar și nopți, și lângă tine-l ții cât poți. E suflet din sufletul tău și să-l ferești mereu de rău. O să-i dai zile, dar și nopți, și lângă tine-l ții cât poți. Puiuțul nostru, pui de om, calăstărerul de la pom. Vei crește și vei înflori, iar noi mereu te vom iubi. E
ești ca un bob curat de rouă. Ești tot ce viața ne-a dat nouă. Ești rotul dragostei curate, al dragostei adevărate. Ești ca un bob curat de rouă. Ești tot ce viața ne-a dat nouă. Ești rotul dragostei curate, al dragostei adevărate. Bravo! Felicitări, felicitări, dragilor! Sărbătorim Dragostea, ediție specială aici la EMI TV, la mulți ani de Sfântul Valentin, celor care poartă acest nume frumos. Și vreau să invit în continuare alături de mine pe Amelia Cârciu Carcalicea, pe Milica Piscureanu, unde avem microfonul. Cred că l-avem pe aici pe undeva, nu e? Sau da, mi-l aduci mie, Narcisa, te rog, de acolo. Asta este, mai lăsăm pe unde nu trebuie. Bine ați revenit, fetelor. În primul rând, mă bucur că sunteți cu bună noi. Seara. Deja ne-ai cântat și de bun găsit și de bun venit. Exact, bună seara tuturor. Dar unde este Valentinul tău? Valentinul meu este, să zic așa, este pe drum. Bine, pe drum. Trebuie se lasă așteptat. Da. E mai plăcut așa, nu? Da, măi, dar trebuia invers. El să te aștepte pe tine, da? După mulți ani de căsnicie, așa mai așteaptă și soția. Ce așa mult? Aveți ceva, nu? Da, 13 ani. Wow, ce-au mai trecut, da. Măi, la mulți ani să fie la cât mai mult și cât mai fericit. La mulți ani tuturor sărbătoriților, la mulți ani și colegii noastre, să fiți sănătoasă. La mulți ani, Camelie Amza, la mulți ani. Da, și ce să zic... Audiție plăcută tuturor celor de acasă. Și îl așteptăm pe Valentinul tău, că vreau să-l întreb câte ceva așa despre... Cred că vine o surprină foarte mare. Așa, Milica, bine că... M-a surprins deja că n-a venit. Bine că ai venit, Milica, mă bucur că ești cu noi și Milica Piscreanu e cu noi seara asta. Mă bucur din suflet că am reușit să ajung după mult timp. Eu mă bucur și mai mult după mai mult timp, că tu stai aici aproape în Târgu Jiu, dar aproape, asta este, ai un puiuț mic care te solicită până mai crește așa. Mai răruț cu când ai un bebeluș acasă. Se uită, bebeluș, acum se uită la noi bebelușul Vladimir, Andrei Vladimir. Salut, că i-am spus că o să-l salut. Știi că mami vine la emisiune. La mulți ani tuturor celor care astăseară se sărbătoresc, la mulți ani... Colegii noastre, Camelia, la mulți ani, să fii sănătoasă, da? Să ai parte în viață doar de lucruri frumoase. Și celor care ne privesc să rămână pe EMI TV, că mai avem cântece EMI pentru TV, dumnealor. Avem cântece, eu știu, mai predomină dragostea, clar. Da, de dragoste. Dar pe lângă asta am văzut că, uite, Amelia. Era să zic Camelia. Amelia ne-a cântat și de voie bună, așa, de bun găsit prin cântec. Dragoste, nu mai de voie bună. Da? De ce voie bună. Da? Și bineînțeles că cântecele voastre se mai regăsesc și alte teme și ca să fie treabă și să afle dumnealor de despre copii, ce... De părinți, da? De, nu da? Numai de jumătate. Cum să nu. Invităm alături de noi pe Alina Ramona Lascău, tot la fel, o voce frumoasă și o prezență la fel de frumoasă pe care n-am mai văzut-o și n-am mai ascultat-o de mult timp. De ascultat am mai ascultat, dar nu aici la EMI TV. Bine ai revenit alături de noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Vreau să urez și eu, doamne Camelia, la mulți ani, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. La mulți ani tuturor îndrăgostiților. Să-și petreacă seara așa cum doresc ei. Ce să zic? Ce să zic? Că te întreb eu. De ce nu, să ai emoții? Nu mă întrebați. De ce să ai emoții? Știu, vreau să te întreb. Știu ce mă întrebați. Dacă Valentin acasă și de câți ani durează dragostea voastră? Dragostea noastră durează de vreo 15 ani. Wow! Doamne ajută! La mulți ani! Mulțumim. Mulți înainte, da? Mulțumim! Și a fost așa dragoste la prima vedere sau l-ai lăsat să fiarbă, să fiarbă până te-a cucerit? Da? La prima vedere? Oh, ce frumos! Bravo! Înseamnă că nu ai fost așa greu de cucerit. Te-ai îndrăgostit și tu la fel cum s-a îndrăgostit și el. Da. Hai să invităm alături de noi pe Narcisa Pleavă. Bună seara, bine v-am regăsit după o perioadă destul de mărișoară.
Știu că tu ești ocupată, predai acolo la școală, la Jupânești, ai și... La Bibești, e o navetă de făcut. Tot ești. Să trăiești bine. Să trăim bine cu toții. Exact. Dar am avut și un grad de susținut, cum este la noi în și l-ai susținut și am absolvit totul, și acum începem o nouă etapă. Atunci. Vreau și eu să zic la mulți ani că am însărbătorit în familie nepoțelul meu, copilul surorii mele, împlinește 14 ani, o vârstă fragedă și frumoasă. Mătușica îi urează la mulți ani și am avut și eu Valentina, fica mea, pe care o cheamă Valentina, și la fel îi zic la mulți ani și tuturor celor care poartă numele Valentin, Valentina, că oricum religios la noi ortodox, și Valentina e pe 10 și 16 Valentina, așa că este aproape, da, este aproape, așa că le urez tuturor. Și în seara asta ce ne cânt? Se lovești cu iubire? Lovim pe toți cu iubire, pentru că trebuie să fie iubire mereu, nu numai așa asta. Așa se numește cântecul, da. Să vedeți ce frumos este. Adică trebuie să iubim aproapele mereu. Pentru că viața este mai frumoasă atunci când iubim pe cei din jur. Păi da, pentru că dacă avem ură în noi... aducem energia negativă, da. Și atunci nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru cel care o poartă. Clar. Da. Mai am două tinere frumoase, Ileana Chiasna și Mădălina Chiasna. Ele sunt verișoare, vin de la Baia de Aramă. Au venit împreună cu Alina Ramona Lascău. Bună seara, fetelor! Bine ați revenit alături de noi! Bună seara și bine v-am regăsit! Este o plăcere de fiecare dată când venim la dumneavoastră în emisiune și vrem și noi să urăm la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Și tu, Mădălina? Ileana, scuze. Ileana, tu, Ileana, cânti cu... Gata. Eu mereu am zis că voi sunteți surori prima dată. V-am tot inversat prenumele, dar uite că și seara asta am făcut la fel. Bună seara, spun și eu tuturor telespectatorilor ce ne urmăresc. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și, ce să zic, audiție plăcută. Da, cum să nu, se vor uita la noi telespectatorii și echipa mea EMI TV spune că e timpul să cântăm, să dăm drumul la cântec, să răsune! Să nu-ți mai trec vorbele goale, să plec, să nu-ți mai stau în cale. Zile și nopți s-au dus pe rânduri, când am tot plâns și-am stat pe gânduri. Să nu-ți mai trec vorbele goale, să plec, să nu-ți mai stau în cale. Asta a sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră. Pune privea mereu la tine, iubirea mea rămâi cu mine. Asta a sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră. Și că mă doare. M-am săturat să-mi dur amarul și s-a umplut de tot paharul. Nu mai pot să găsau iertare, că mă răne și că mă doare. Asta-s sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la
fereastră, unde privea mereu la tine, iubirea mea rămâi cu mine. Asta sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră, unde privea mereu la tine, iubirea mea rămâi. Și-am să te dau uitări, că nu mai vreau lacrimi pe față, vreau fără tine o nouă viață. Azi am să pun capăt răbdării, azi plec și-am să te dau uitări, că nu mai vreau lacrimi pe față, vreau fără tine o nouă viață. Astăzi sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră, unde privea mereu la tine, iubirea mea rămâi cu mine. Astăzi sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră, unde privea mereu la tine, iubirea mea rămâi. Păcat de noi, dar asta este, se încheie la noastră poveste. Mai șterg o lacrimă din geană, timpul vindecă orice rană. Păcat de noi, dar asta este, se încheie la noastră poveste. Mai șterg o lacrimă din geană, timpul vindecă orice rană. Asta sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră, unde privea mereu la tine, iubirea mea rămâi cu mine. Asta sfârșit dragostea noastră și drag perdeaua la fereastră, unde privea mereu la tine, iubirea mea rămâi cu mine. Mi-e lumina ochilor, parcă mă ridic și zbor, și îmi pierde orice teamă când băiatul-mi strigă mamă. Băiețelul meu cel drag, tu mi-a dus soarele-n brag, mă rog să-mi crești sănătos, băiețelul meu frumos. Muncim eu și tatăl tău să n-o duci în viață greu, că avem sufletul împlinit dacă tu ești fericit. Fericit e al meu bărbat, că e tată de băiat. La lintă, măi băiete, tu bagi ceartă între fete, dar muncim și eu și el pentru al nostru băiețel, să-l creștem frumos și mare, că-i raza noastră de soare. Băiețelul meu cel drag, tu mi-a dus soarele-n brag, mă rog să-mi crești
sănătos. Băiețelul meu frumos, muncim eu și tatăl tău, să nu ducem viață rău, că avem sufletul împlinit, dacă tu ești fericit. Casa pe mână, că-i lăsăm averile ce le-am strâns și numele, cu mândrie să îl poarte și să-l ducă mai departe. Băiețelul meu cel drag, tu mi-aduci soarele în prag, mă rog să-mi crești sănătos. Băiețelul meu frumos, muncim eu și tatăl tău, să nu duci în viață rău, că avem sufletul împlinit, dacă tu ești fericit. Că parcă ieri mai bărbate ne-au ținut focul la spate.
tată, ca o mamă și părinții noștri sunt, în fața Domnului sunt. Nu vedeți că n-aveți spor.
să ajungeți la ce trăiesc și nici la ce ne iubesc. Na-na-na, dușmancelor, nu vedeți că n-aveți spore, să ajungeți la ce trăiesc și nici la ce ne iubesc. Să ajungeți la ce trăiesc și nici la ce nu.